Am văzut că cei de la USR Plus au și ei o variantă de premier și vorbesc aici de Dacian Cioloș. Credeți că este, de fapt, o strategie a celor de la USR Plus pentru a obține mai mult din aceste negocieri prin impunerea lui Dacian Cioloș ca variantă de premier? Odată cu demisia lui Ludovic Orban, cumva s-a creat acest gol, să zicem, în piața politică. Pe de altă parte, rezultatele de la alegeri, care sigur nu au fost cele mai fericite alegeri pentru PNL, dacă ne gândim la ce rezultat sperau, totuși nu au fost conform așteptărilor nici pentru USR Plus. Dacă stăm să ne gândim puțin, apropo de scenariile despre care vorbeam săptămânile trecute, scenarii pe care fiecare partid și-l făcuse. E cumva de așteptat și e normal ca orice partid cu pretenții să vină totuși cu, măcar în faza aceasta de tatonări, cu niște propuneri de prim-ministru. Inclusiv partide care n-ar avea nicio șansă să impună primul ministru. Deci inclusiv partide în opoziție e normal să vină cu asemenea numiri, măcar pentru a-și arăta interesul pentru această demnitate, pentru a promova anumite figuri, pentru a trage practic niște concluzii după campania electorală și după vot, sunt gesturi în primul rând simbolice. Acum nu cred că se pune problema ca PNR-ul să renunțe la ideea de a da primul ministru, mai ales că vedem că e dispus să sacrifice ministere importante pentru a obține această poziție. Până la urmă, ideea este să lanseze un guvern pe care să-l vândă, între ghilimele, publicului ca un guvern constituit în jurul PNL. Vedem că pentru asta e nevoie, într-adevăr, de mai mulți parteneri decât se spera la început, dar nu e nicio problemă. Pe de altă parte, faptul că sunt mai mulți parteneri într-o asemenea coaliție, probabil că în final va duce la o decizie mai ușoară de a avea un prim-ministru de la PNL. Din păcate pentru PNL, strict pentru PNL și, până la urmă, și pentru președintele Iohannis, faptul că s-a obținut un rezultat mult mai mic decât cel sperat în alegeri de către PNL a făcut ca soluția continuității cu Ludovic Orban prim-ministru, care părea cea preferată înainte de campanie, să nu mai poată fi aplicată, pentru că trebuia totuși să existe măcar o asumare simbolică pentru faptul că nu s-a atins obiectivul acela.